Primăria Suceava le-a pregătit o surpriză șoferilor indisciplinați. Viceprimarul Lucian Harșovski a anunțat că primăria a cumpărat o autoutilitară pentru a ridica mașinile parcate neregulamentar pe domeniul public și, în special, autoturismele care blochează execuția lucrărilor la străzi. Așa este, din nefericire am avut destule probleme din acest punct de vedere. Atunci când făceam lucrări edilitare în zonă, reabilitam străzi sau era nevoie să ridicăm deșeurile menajere, să curățăm strada. Foarte multe mașini îngreunau acest lucru pentru că erau lăsate și parcate neregulamentar. Din acest punct de vedere, Primăria Municipiului Suceava a luat decizia și a achiziționat prin licitație publică o autoplatformă de ridicat mașini. Această platformă va fi livrată de către cel care o furnizează până cel mai târziu la sfârșitul lunii mai. Municipalitatea lucrează acum la un regulament care va fi aprobat în Consiliul Local pentru a stabili condițiile în care șoferii își vor putea recupera mașinile. Și cu această mașină vom ridica mașinile care sunt parcate neregulamentar, care vor stânjeni traficul și, bineînțeles, în acest sens lucrăm la un regulament pe care îl vom aproba în Consiliul Local, pentru că așa este normal să îi avertizăm pe oameni înainte că dacă vor încălca legislația, mașina le va fi ridicată. Nu va fi o vânătoare de mașini în niciun caz, mașina va fi operată de către Primăria Municipiului Suceava și în baza regulamentului la care se lucrează de către cei de la Poliția Locală. Prin urmare, nu va fi o normă la ridicat mașini, ci vor fi ridicate acele mașini care vor îngreuna într-adevăr traficul sau vor încurca anumite lucrări edilitare. În prezent, Primăria Suceava are un contract cu o firmă privată pentru a ridica mașinile abandonate de pe domeniul public.